Da, deci cazul din Sditrou e simptomatic din mai multe perspective. În primul rând, acest tip de conflict ar putea apărea aproape în orice sat asemănător din România, pentru că majoritatea oamenilor nu au încredere în imigranți. Dar, din păcate, e simptomic și din punctul de vedere a comunității maghiare, care aparent, sau cercetările arată că sunt mult mai intoleranți decât majoritatea în cazurile asemănătoare, dar și sunt mai intoleranți ca și majoritatea din Ungaria. Și în al treilea rând e simptomatic și din punctul de vedere a relațiilor româno-maghiare. O parte a mass-mediei române a fost interesat de caz pentru că s-a întâmplat în secuime, nu din cauza xenofobiei, și prin acesta a vorbit indirect sau ascuns și despre statusul comunității maghiare în România și de cum e sistemul sau regimul drepturilor minorităților în România. Avem o serie de investigații calitative și cantitative. ISPMN-ul, adică Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, a făcut mai multe anchete sociologice pe tema relațiilor interetnice. Acestea s-au axat mai ales pe relația între majoritate și minoritățile autohtone, dar am avut și întrebări privind atitudinele față de comunitățile imigrante. Și aceste rezultate pot fi comparate și cu cele din Ungaria. Avem indicatori, de exemplu, ca distanțele sociale, relatare la refugiați din diverse țări, rolul economic a forței de muncă imigrante, și în toate aceste indicatori xenofobia este mai ridicată în cazul comunității maghiare. De exemplu, este un refuz categoric a celor care își caută azil și vin din țările cum ar fi Orientul Mijlociu sau Africa. Acest procent a refuzului este foarte ridicat și în Ungaria și în România. Este în jur de 75%, însă în cazul comunității maghiare refuzul este quasi consensual, însemnând că este peste 90%. Deci, în primul rând, eu aș sublinia că aceste evenimente din Ditrău au fost discutate de către mass media într-un cadru cu total neadecvat, pentru că, pe de o parte, și este adevărat, dar, pe de o parte, a devenit o presupunere banală că avem de a face cu o influență masivă mass mediei și a propagandei politice din Ungaria. Dar problema este că cazul Ditrău s-a discutat într-un cadru ca și cum nu ar fi în România. Și aici eu cred că ar trebui să clarificăm foarte bine un lucru. Deci în România există de fapt un sistem multidimensional de clasificare etnică. Și în dimensiunea etnonațională, maghiarii constituie o minoritate față de grupul titular majoritar românesc, dar în dimensiunea etnorasială, de exemplu, ei aparțin majorității. Deci față de romi, ei aparțin majorității nerome, sau în cazul clasificării oficiale, ei fac parte din categoria dominantă a cetățenilor români. Așadar, eu percep această manifestare din Ditrău o manifestare a intoleranței majoritare. Dar eu nu doresc să evit răspunsul direct la această întrebare și eu cred că xenofobia mai ridicată în cadrul comunității maghiare se datorează mai ales legăturilor multiple pe care au, pe de o parte, spre România și pe de o parte spre Ungaria, și e foarte ironic că sunt expuși la multiple factori care cauzează acest rasism, și baza este de fapt rasismul nereflectat care există în România și pe care de fapt a intrat și acest rasism sau xenofobie
instrumentalizată politic din Ungaria. Trebuie precizat că în Ungaria producerea, adică logica instituțională a producerii acestei tip de xenofobie este cu total altfel decât în România. E vorba de un rasism și de o xenofobie instrumentalizată politic. În primul rând, Jobbik, faimosul partid de extremă dreaptă, a fost care a instrumentalizat problematica romilor, iar apoi Fidesz a instrumentalizat problema imigrării, iar maghiari ardeleni, care sunt consumatori de mass media, au primit această xenofobie instrumentalizată de Fidesz pe rasismul nereflectat, dar autentic românesc, pe care o aveau deja, și aceste două factori sunt care au condus la acest rezultat foarte neplăcut.